Salut dragilor și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul meu cu și despre industria de beauty. Astăzi l-am invitat pe Constantin Dumitru și mulțumesc de invitație, sunt onorat să fiu aici și ce zic, cu apă, dar e bă, cheers pentru pionieratul de podcasturi în industria noastră în România. Păi, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și eu mă simt onorat la rândul meu să fiu aici. și ce să zic, ai fost și tu pe li lista mea scurtă <laughs> să te invit dar mi înainte. Mă bucur că sunt aici. Mărturisesc că este prima dată când sunt de partea cealaltă a, a discuției. Sunt ca și invitat și, ce să zic, am emoții. <laughs> Înseamnă că trăiesc, asta e bine. Corect. Uh, îți mulțumesc și Doamne, ajută să facem. Uh, treabă bună astăzi, Aha. să ajungă la oameni ce trebuie să ajungă, nu știu. N-am nici cel mai mic dubiu. Uh, singurul dubiu l-am dacă o să ne organizăm și să ne menținem de timp. De În timp, rest... timpul e, nu? <laughs> În rest nu cred că am vreun dubiu. Uh... Avem carduri și destule? <laughs> Noi ne-am cunoscut de ceva ani, vreo 5, așa mai la o poveste, la o masă, la așa. Am zis, mamă, ce echipă faină o să facem. Uh -huh. Și ne-am văzut fiecare treaba lui după. Da. Ca să înțeleagă lumea despre ce era vorba, trebuia să lucrăm împreună pentru un brand în România, nu s-au mai concretizat poveștile, dar cred că e foarte mișto că nu ne-am mai întâlnit atunci pentru că ne-am pus amândoi mintea la contribuție și uite ce am reușit să facem. Vreau să te cunoască puțin lumea, să ne spui cine este Constantin. Mulțumesc. Uh, și uh, mai mult de atât, de când meseria asta cum? Și știu că ai o poveste super interesantă și de-abia aștept să... Uh, vă e prima dată când, când o împărtășesc așa. Uh, am mai împărtășit-o și începe să mi se clarifice și mie toată treaba, treaba asta. De fiecare dată când o spun, o, ajunge la mine mai clară informația, știi? Păi, uh, să încep așa, cu începutul. Ca majoritatea coloriștilor, cu coafezilor, fizelilor pe care i-am întâlnit eu... Uh, nu am tuns păpuși când eram mic Nu îmi doream să fac asta Deci a fost întâmplător Eu am fost un copil sportiv, eram un copil energic Și credeam că voi face sport toată viața Am practicat până la 13 ani Hockey, fotbal și atletism Hockey a fost uh, Hockey pe iarbă Ăsta a fost uh, Curgea până în sângele meu, până venele mele Ăsta mă vedeam făcând toată viața la, la propriu și la figurat Și bonus, uite, că mi-am lăsat acum aminte Mă duceam mai devreme la, la, hockey cu două ore și făceam un antrenament și la hambal cu fetele. Atâta energie aveam. Uh, băi, ce să zic, după... Au, cum au evoluat lucrurile? Am făcut hockey, am făcut fotbal, am făcut atletism și la școală nu prea mergeam. Când să mai mergi la Când școală? Când să mai mergi, eram ocupat cu... Uh, școala era destul de aproape de mine, intram și făceam cu, cu mâna mamei și fugeam de acolo. Mi-aduc aminte că stăteam destul de aproape de un magazin Titan, cred că l-a fost prima tentativă de mall din București, după unirii, cred. Mergeam acolo și mă plimbam prin magazin și îmi plăcea să văd interacțiunea dintre oameni care lucrau acolo și oameni care veneau să-și cumpere lucruri. Dar fără să o gândesc eu prea mult, de ce asta? Nu știu, îmi plăcea să văd interacțiunea între ei, știi? De la cum își puneau un blugi acolo până la... Așa. Uh... Și cum am ajuns să fac ceea ce fac? Asta era răsp întrebarea. Răspunsul este din greșeală. Sau dintr-o. Întâmplare. Întâmplare nefericită, ca am mai trezit să fie fericită, știi? Că aud, acum aud deseori că ce norocos ești tu faci ce-ți place, știi? Bă, da și nu. Pentru că am trecut prin iad la propriu. Și la figurat, ca să ajung să fac ceea ce fac astăzi. Începutul meu a fost un destul de trist. La vârsta de 13 ani, mi-a tras un copil cu cornet cu ac în ochi. Eu acum nu văd cu ochiul, stânga am o proteză. Și. Băi, dintr-o dată, lumea mea mi s-a terminat, mi-a fugit de sub picioare. Ne jucam un joc de cornete, nu știu dacă și voi îl jucați cu țevi. doar că. Când am jocul de cornete pe care îl făceam, stăteam pe o piatră, nu ne mai jucam și a venit un alt copil care nu era din gașca noastră și a tras spre noi și din câte eram acolo, eu când am întors capul mi-a venit un cornet cu acă, nu știu. Am fost luat pe sus, dus la urgență de urgență. Medicina de atunci nu prea era. Nu știu, adică a fost o cred că și o eroare destul de mare a medicilor atunci, pentru că parcursul de la locul accidentului până la spital, pentru mine a fost, simțeam că ăla ultimul, ultima dată când mai văd cu ochiul stâng. Deci mă uitam așa pe drum și vedeam mașini, oameni și simțeam așa ca un vortex, cum se scurgea totul de acolo. Și eu credeam că o să ajung acolo să mă bage de urgență într-o operație ceva. Și ei mi-au făcut un, o injecție, un antititanul și m-au internat. Și până a doua zi, era să fac infecție, de fapt făcuse, m-am operat de urgență și de atunci a urmat, nu știu, o lună și jumătate, cred că am stat în spital, multe operații nereușite, din ce în ce mai purâte, au fost, bă, a fost pentru mine cea mai nașpa perioadă din viața mea, aia a fost, și După treaba asta, consiliere psihologică ce e? Nema. A venit, mi-am duc aminte că a venit un bărbos la mine și a șters și mi-a zis, da bă, nu avem ce să facem, ne scoatem ochiul și spunem unul de sticlă. Oh. Știi? A fost cu înjurături, am fugit și speram că cândva tehnologia va avansa și o să se folosească de ceva de acolo, știi? Se pare că nu a avansat până când a fost nevoie, știi? Imediat după treaba asta, deci a fost... S-au -au derulat atât de repede lucrurile când am, intrat în am ieșit din spital, știi? Uh, se întroseseră totul împotriva mea, tot. Adică toți oamenii au început să mă critice, să mă judece, doar pentru că aveam o problemă în la ochi, știi? Am început să devin destul de furios, destul de agresiv. La scurtă vreme am intrat la liceu și acolo a fost jihadul. Adică cea mai proastă etapă de bullying. Cea, mai proastă, cea mai proastă, știi? Și eram bă, crescut cu bun simț de mama, cu rușine, cu, știi? Și mă întrebau în continuu, adică nici cum te cheamă, ce-i păți la ochi. Zic, știi, adică hai să spun omului că nu-mi place să vorbesc despre asta, știi? Și spuneam, adică am ajuns să spun la început, băi, nu-mi place să vorbesc despre asta, este un subiect care pe mine mă doare. Dacă o să fiu pregătit, dacă o să simt eu nevoie, am să vin eu către tine să povestesc. Și în secundă, doi, da, ce-i păți ochi? Bă, și în momentul la corpul meu a început să se reacționeze, știi? Ia o palmă, mâine un picior și uite așa am început să mă apăr, știi? Ca să nu mai Primesc întrebarea, știi? E, și asta s-a dus într-o altă extremă. Că ce hrănești, aia, aia culegi. În fiecare zi băteam pe cineva. Eram într-o buclă așa de agresivitate. Târziu am, am reușit să fac și la terapie, lucrând acum, adult, să le separ furia, da, emoția de comportament, de agresivitate. Pentru mine era una și aceeași era fitilul atât de scurt încât m-am furiat, am bătut. Nu, și nu știu de multe, nu mai ajungeam să stau furios acolo mult, știi? E, și treaba asta a escaladat în fiecare zi, în fiecare zi, până am ajuns pe lista scurtă să fiu matriculat din liceu, știi? A coincis cu, cred că ăla a fost momentul meu de apogeu agresivității în care mergeam pe stradă cu, cu, colegii mei și a făcut un tip contact vizual cu mine multe, mai multe secunde, știi? Și acolo la fel, am simțit toate judecățile toate și am sărit la bătaie. Când m-am întors la liceu, fix eram și pe lista scurtă. Am avut noroc că mă cheamă Dumitru și nu m-a chemat botez. L-am matriculat pe colegul meu și mi s-a mai dat o săptămână și apoi și-am profitat de săptămâna aia de atunci, știi? Uh, Mi-am început să-mi fac caiete, teme, m-am implicat, am venit la ore, știi? Pentru că până atunci toți în jurul meu și profesori și cine erau acolo îmi spunea că, bă, tu o să ajungi la pușcărie tu o să ajungi la pușcărie. De toți, asta îți mi Îți să în context. Da, 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 Adică nu, nici, nici nu mai termin liceul că o să ajungi la pușcărie. Și, bă, poate aveau dreptate cu comportamentul de atunci, dar n-am vrut să le dau dreptate asta, știi? Și atunci am simțit că trebuie să fac ceva diferit. Deci zic, bă, ăsta e momentul în care dacă mă îi matriculează, sigur o să le dau de dreptate, o să ajung la pușcărie. Ok. Și am început să-mi pun pentru prima dată în viața mea ce fac eu cu viața mea. Atunci a fost prima dată m-am întrebat ce fac eu cu viața mea. Sport nu mai fac, deci ce s-a dus. Păi și atunci am, 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 cu mintea mea de atunci și cu puținul meu de atunci, am zis ok. Deci mi-am dat seama după un istoric de 3-4 ani în care am bătut în fiecare zi oameni, da, și oameni vechi și oameni noi pe care îi întâlneam și așa mai departe, mi-am dat seama că nu pot schimba la ei ceva. Ei în continuare vor vedea asta și vor întreba. Deci va trebui să schimb ceva la mine. E și ăla a fost momentul în care am început să-mi cresc Am început să-mi pun un breton pe ochi ca să nu mai fiu văzut și etichetat dacă acei pățit la ochi, să fiu văzut și altfel, știi? E și atunci am început să devin un mic trendsetter în anturajul meu. Am început să schimb hainele. Freza nu mai mergea cu manelele și cu blugii din obor, știi? Am început să mergem ușor la mol să ne luăm alte chestii, știi? Și am început să-mi placă să am grijă de mine. Nu mai ieșeam din casă dacă nu aveam freza făcută cu placa, cu toate astea, știi? Și așa am ajuns la salon, pentru prima dată la un salon destul de ok față de ce colțul blocului ne mă eu. Și vorbeam cu stilista mea de atunci și îi spuneam ce vreau să-mi facă, știi? Mă și executa la perfect. Mi-aduc aminte când aveam programare la ea, și că pe Moș Crăciun. <laughs> nu dormeam noaptea, deci eram, stăteam și mă gândeam, oare ce o să fac mine. cum o să fie? Informații nu era YouTube, nu era, 2007 se întâmpla treaba asta youtube a apărut în 2005, cam că am, am făcut după aia research, dar până să ajungă până tutoriale să ajungă și la și noi. Și -și, e... Păi și mă gândeam eu, vă să miște... era și trendul cu emo atunci, că după aia am dus în alt extrem. De la cei pății la ochi, am ajuns mai târziu la ești emo? Altă etichetă, știi? <laughs> <laughs> uh, e, și mergând la tipul asta și spunându-i, uite, vreau să-mi fac șuvița asta pe jos să fie albastră, colțul ăsta așa, mai aveam o codiță, o chică pe aici, albastră, știi? Păi și am făcut tot ce zicea la virgulă, adică nicio șuviță mai sus sau mai jos. Și apoi, dar de unde te inspiri? am stat eu și m-am gândit, știi? Pe ai viziune. Ce e? Eu nu aveam încredere în mine, dar pe viziune, știi? Adică de unde ai de atâta a viziune? Și mi-a spus, uite, ar fi bine să te apuci tu de cursul, de coafor. Eu? Și până atunci începusem să-mi să prietenii. Și la frizerie parcă Eșa. Eșa, știi, adică era ochiometric. Era oricum mai bine ca la Neagică. La Neagică știa două tunsuri, scurtă școală și așa. Era... <laughs> și zic, bă, hai că tu un prieten, asta e ok, începusem și la mine să mai tai linie. Și zic, bă, da, la poate voi face cândva un curs de frizer. Colorimetrie, nici până nu-mi trecea. Știi? E, și mergând la ea, tot, era, tot o amânam. E, cândva. Era pusă pe raft, cândva o să fac treaba asta. Uh... Am mers la ea și venit să tipa de la un concurs plânsă toată, că uite, am fost cu o prietenă, că am ras-o pe o parte, că am făcut nu știu ce culori, nu știu ce. Și a venit un băiat, a făcut două șuvițe, a câștigat concursul. Gata, te duci tu. Păi <laughs> și m-am pins de la spate, aia a fost. Bine, mă duc, știi. Am făcut prima atunci la ea în casă tehnic. Mi-a arătat ea cum să țin mâna, cum să tai, cum să... Și a fost fain că până să încep cursul, m-am înscris și până am început cursul, am avut, am mers cu ea la un seminar nici nu mai știu ce brand era, un brand destul de vechi, habar n-am, nu mai știu. Pe păi da. vremea aia educație făcea Vela, Londa, bă, Subrina... Subrina, bravo, <laughs> Subrina era, da. Și au adus un trainer din afară, știi, și erau la ceva, o sala polivalentă, palatul, nu știu, mulți oameni, deci era... Păi și mi-a plăcut foarte mult să văd acolo altă atmosferă, altă energie, oameni tatuați de pe atunci, colorați, știi, liberi. Și zic, bă, ce mișto, de oameni de genul ăsta aș vrea să fiu și eu înconjurat, știi? Uh, cât am fost cu ea acolo, nu m-am simțit judecat o clipă. Știi? A fost, m-am simțit al locului. De aici fac parte, știi? M-am apucat de curs, m-am dus la curs. Și acolo e poveste pf, ce ce, <laughs> o să se fac scurtă, da, e... <laughs> uh, Am început cursul. Uh, pe vremea aia se făceau foarte multe permanent. <laughs> Și zic, voi asta nu se să fac niciodată pentru că mi-a distrus, mi distrus, copilăria, știi? Mama a lucrat și ea în copilăria noastră pe la igienă, a lucrat ca și șamponeză și ca manicuristă, cred, ceva pe acolo, știi? Și femeia a prins și ea skill de acolo și așa aducea acasă clientele mai tundea, mai vopsea, mai făcea și în permanent. Păi și nu ieșea bine mirosul din casă că iar venea altă clientă. Zic, iar frate, zic, nu mai, nu mai vreau asta, știi? Și mama când a auzit cum mă apuc de curs, ce a zis? ce băiatul meu permanent. <laughs> nu, ia-ți gândul. <laughs> Un fix, nu? Nu îmi trebuie, frate, n-am făcut niciunul. Uh, eu am făcut câteva. Ai, făcut? <laughs> da, ai insistat. Măi, la nu era dacă nu făceai cinci... Nici nu știu cum e la plural. Permanente, permanenturi, cum permanente... e? Permanente... vom fi, vom afla. 5 capete de permanent, ca să fie. Uh, nu mă băgat în examen. <laughs> Și am zis, doamnă, prefer să fac 50 de tunsori scurte. Nu, m-am certat cu cocuri, că nu dădeam examenul pe cocuri, știi? Adică a fost... Și am făcut într-un final ce am vrut eu. Dar bine a fost. Eu am fost singurul băiat din 30 de fete și toate fetele fugeau de tuns. Perfect. Și am tuns acolo... Mă, cred că tundeam 10 modele pe zi. Și m-am distrat atât de tare. Era tot ochiometric. Adică aveam tunsoare din 60, manual din 60 tu soare steluță, pe degete, un, un deget la occipital, două, în sus trei, gata, era gradoare. Bă, erau toate scrise, știi? Nu știu cum. Ce tehnică, ce nimic, tată. Tu soarea steluță, făceai pe efectiv aici o steluță, o ridicai pe toată în sus, stăreai și era. Bravo, știi? Și de acolo am început eu să mă distrez, să... Ochiometric, de deci, ce era? Ochiometric. Mai l-am un pic de aici, mai luam un pic de aici și era totul perfect. Uh, mi-am propus ca în examenul final să fac la fel culoare tunsoare pentru că aia am făcut 4 luni de curs, 5 luni și m am obligat să fac uh, coc. coc. am avut norocul că cu două zile înaintea noastră mai era o, o grupă deasupra noastră care dă examen și venind de jos de la cafenea ascultam pe scări discuția între Evo evaluatoare da, da <laughs> urca pe scări și era vomit iar sarmale nu mai suport sarmale în cap sarmale în cap deci erau toate cursantele cu modele lor cu numai sarmaluțe numai de alea știi? și zic băi asta e semn zic eu sarmale nu fac nu îmi trebuie m dus la ea și am zis doamne eu nu, nu, o să fac sarmale știi? fac un am certat eu cu ea nu că nu faci că nu te bag în examen zic că nu am examenul meu mi-l asum știi că nu-l iau aia mai dau o dată Păi, și a fost o chestie de genul în care i-am luat o colegă pe care o mai tunsesem, i-am făcut o creastă pe diagonală, vremuri, și... știi? M-am dus în salon la, colegi, la tipa la care m-a trimis la curs, am cumpărat de la ea, lucra cu Vela, toate mixurile, toate mixonurile, toate... I-am făcut, băi, știi cum, curcubeu, era și am muncit Copil acolo. Copil mic. Da. <laughs> am intrat cu el tare mândru ce am făcut. -aia era, știi? Și pe lângă toate cocurile și toate sarmalele, și în față, în evidență, știi? Mai a fost o chestie de genul, toate doamnele care erau acolo stăteau așa, plictisite, erau... Uh -huh. De câte ori ai răsucit Melcu? Cum l-ai prins? Ah, deci patru, câte agrafe ai folosit, știi? Intru eu, știi, și era... Opa! Bravo, mă! Zece! Și ăla a fost examen? Și... <laughs> și Sără doamna. Profa mea a, continuat că da, el e un artist, o să ajungă mare, că eu l-am încurajat să facă un soare, culoare. Da, și după aia a fost uh, timp în care am făcut cursul, propriu zis, uh, eu lucram și în Molvitan, m uh, mi-a plăcut tot timpul să fac banii mei de buzunar și am schimbat până să ajung să fac cu coafură, am făcut multe joburi, de la Uh, am vândut CD-uri în magazin Obor, am uh, lucrat în construcții, am lucrat în instalații sanitare, am uh, lucrat la depozit Fox, Levis, House of Art, după aia am vrut să fiu transferat în magazin. Și de acolo am lucrat iar, Levis, Fox, Time Out, le-am luat pe toate la rând. În două din ele am devenit și șef de tură, șef de tură, respectiv și de magazin. Și când mi-am câștigat dreptul, am început să mă distrez în a îmbrăca magazinul mișto. Uh, făceam vitrinele acolo, tot felul de și aveam eu bretonul așa, aveam un manechin care avea, era fix în, cu un breton de la. Bă, și mă îmbrăcam exact ca pe el, știi? Și era distracție, stăteam în vitrină toată ziua acolo, ne distram, ne... Și la un moment dat, când am terminat cursul, am zis, gata, mi-am luat diploma, super, îmi dau demisia, știi? Și când m-am băgat să-mi dau demisia, preaviz care, pe care trebuia să-l stau, nu știam încotro mă duc, știam că vreau să mă duc într-un salon, știi? Și cred că mai aveam vreo două, trei zile de creativitate Da, da. și apare Florin Harsan, care mi-a fost și mentor, știi? și spuneam la începutul discuției noastre că am scăpat de o etichetă de ce ai pățit la ochi. În mol era de dimineață emo. până seara, ești emo? Era la mod atunci. Ești emo, da. Și era, eram și mare, frate. Adică eram ca să acopăr atunci toată aia, mă apucasem de forță, de sală, de... Și în acolo nu aveam cum să bag clienții. Că na, <laughs> Ca terapie ce făceam atunci deasupra la bowling acolo aveau și un ăsta de dat cu pumnul. Știi? De, erau și pe la mare. Da. Mă duceam sus, 10 fise, dar deam 10 pumni, terapie. Mă duceam jos. Ești emo? Nu. Ești, nu mai mă apucani. nimic. și acum apare Florin în magazin și ai noștri, ai noștri, magazinul testa o promoție atunci, foarte dubioasă de altfel. De fel erau alea, cumperi două produse, trei, al doilea sau al treilea, 50% de sau un... știi? Ăștia vând, vindeau două produse, am la 50%. Nu conta că era un sacou, în cazul, că fix cum a fost, știi? În cazul lui un sacou de 500 de lei și o pe chei chiloți 10 lei, le plăteai pe amândouă la, la, știi? <laughs> și îl văd pe Florin, că și-a un sacou, se ducea cu el către casă, știi? Și eu mă duceam către cabină și îl văd pe ăsta cu sacou. Și iau o pe chei chiloți și i-aruncă în brațe. Bro, ia și ăștia că o să plătești sacoul la jumătate, știi? Să uită la mine, n-a zis nimic, să la casă, îl plătește și pe vine către mine, știi? Și aveam eu bretonul cu creastă colorată, cu asta, știi? Și mă ia direct cinte tunde și direct îmi bagă mâna în păr. A fost atunci direct, vreau să-l sar la bătaie, bă, stai Și eu mă tund, știi? Și am plecat către cabina, zic, bă, mi-erai mi simpatic la început. Da, acum. Zi? Acum zic, Și zic, mă duc către cabina de probă să nu mai vorbesc cu el, știi? Și vine omul după mine, tot insista. Stai, domne, că lucrezi și în domeniu, că, știi? Cine, mă? Tu, știi? Că în viziunea mea era să bă, nu trebuie să vă creste mari, toate culorile, toate, că, na. Și... Am stat cu el atunci de vorbă, eu așteptam întrebarea, ești temul, dar omul nu a venit cu întrebarea asta. El era curios și mătunde. Și am stat de vorbă, i-am povestit că eu mă tund, că am terminat un curs, că urmează să mă angajez și l am început să-mi zică cine ești, ce face. Știi? Și în perioada aia, el a început să facă destul de multe show prin țară. Făcea... Și în zice, uite cine sunt, ce fac, urmează să stângă o echipă de tineri care își doresc să urce pe scenă, să facă show-uri, demonstrații. Tu ce ai vrea să faci? Vrei să te urci pe scenă sau vrei să stai la scaun, să vârful, să speli la cap, știi? Zic, ce Cum adică vârfuri, știi? Ce cu că... întrebarea asta? Da, știi? Păi și că mai am 10 în salon care ea nu vor. Vor să stea vârful, să tot de vârfuri să la cap, știi? Dacă vrei asta, nu mă căuta că i-am pe știi? Zic, nu, asta vreau. E, și eu m-am la încercare, frate, și mi-a făcut. După 10 ani mi-a zis ce a făcut, dar m-am prins repede. Îmi dau o carte de visă și îmi zice, uite, dacă îți cu adevărat, caută mai a insistat el pe acolo, a fost mesajul subliminar. Îmi dau o carte de visă și îmi zice, întoarce, nu, întoarce și scrie din nou Numărul că mi-am schimbat, numărul n-am apucat să fac update la cărțile vizită. Era joi și mi-a zis sună -mă, marți că voi fi plecat weekend din București. N-am dormit tot weekendul. luni, ce somn, a fost o, o amorțeală de-aia, trebuie să ream așa, Aoleu, la să ce sun, oră știi? pot să-l sun? La ce oră, știi, la șapte <laughs> eram cu telefon, zic mă, prea devreme, știi, zic 8, 9, hai la 10, știi, a fost numărul format, nu este alocat. ce asta, mă? Știți, eu mai sunt peste 5 minute, 10 minute, 20 minute. La fel. Păi și mi-a scăzut, adică cum am fost eu zilele alea de n-am dormit, acum mi-a scăzut toată energia moral, tot. Eram zipăt, dar nu înțelegeam zipăt, dar de ce a vrut să -mi facă mișto cu mine? Ce avea de câștigat? Ce aveai mă de câștigat? <laughs> și tot îmi venea în minte. Bă, dacă zici cu adevărat, caută mă, știi? Zic, bine, mă. Hai să o fac și pe asta, știi? Am eu cu Maxi Taxi în Pantelimon, până la Octavian Goga, lângă Molivitan acolo cu max taxi, cu transportul în comun, cu toatele, like, că n aveam mașini. Era... Și tehnologia de atunci, cum se punea pinul pe hartă, cum și-a pus omul, a încercat, știi? Doar că era la trei stații de unde era salonul, știi? Nu era, era precis, știi? <laughs> <laughs> Băi, și am ajuns în zonă și am început să caut salonul. Și l-am căutat, frate, că două ore l-am căutat, nimic, bă, nimic. Eram deja un furios, zic pe ăsta, că îl să vezi bătaie și da. Număr de telefon nu-i bun, da. adresa nu există. bă, ce ai avut cu mine, frate? Adică totul era așa de... Și eram deja super dezamăgit, nu știam ce... Nu înțelegeam, n-am înțeles o clipă ce s-a întâmplat. Și am făcut ture, față, spate, față, am ocolit toate blocurile, pe toate părțile. Am început să alerg după tramvai, că l-am văzut că venea în stație și fix așa m-am uitat în urmă, gen peste o așa. Și am văzut la o, o scară de bloc că au ieșit două fete în tricouri albe. Mă, și atunci m-am dat în spate. Zic, mă, nu iau tramvaiul, să mă duc până acolo. Și când m-am apropiat, am văzut că fix deasupra fetelor era o reclamă luminoasă, dar era în fața salonului cinci copaci înverziți și nu vedeai nimic. Și zic, aici este. Am intrat în salon omul tundea și se uită la mine râzând. Ai reușit să ajungi? Dar <laughs> am văzut pe Gagiu cum tândea, m-am îndrăgostit pe loc și zic, vreau și eu. Și deci, m-a întrebat, de când urei? De acum. Și la a doua zi am, practic, am stat acolo ce am stat, a doua zi am început ucenicia. O ucenicie pe care am făcut-o cu zâmbetul pe buze, una care, pe care m-a format. N-am apucat să fac armata, dar cred că aia a fost armata mea. De la Șeful bea cafeluța cu patru linguri de zahăr, nu mai mult, nu mai puțin. Era trebuia să fie cafeluța când venea la muncă. Zohan, mic copil, de dat porul de pe cliente de pe jos când era, știi? Am fost singurul din 10 câți eram acolo ucenici, singurul care a stat lângă el la modul mă înjura, în timp ce tundea. Se împiedica de mine, știi? Era, bă, dar du-te, mai încolo, știi? Iar m au împiedicat de tine. Știi? Vreau să văd. De-aia am venit aici. Și erau o plăcere pentru mine fiecare dată și o, o, satisfacție când stăteam și mă uitam la el ce face, cum face. Păi și când nimeream o perie, frate. Deci eram cu el la spate și când vedeam că îmi tinde mâna pe ceva și scoteam perie și o ofeream, știi, și o, o lua, eram... Am luat jackpot așa mă simțeam. Yeah! Și a, a, curs foarte frumos perioada de acolo, am investit foarte mult timp și energie. Adică salonul devenise prima mea casă. Uh... Aveai din ce să te întreții în perioada aia? Bă, eram la mama, dar nici nu trebuia prea mult. Și început să fac acolo bani, sincer, pentru că în perioada aia se făcea mulți bani. Adică colegii mei de atunci foarte mult s-au plafonat la spălat. Adică te făceai un spălat și luai minim, minim, minim 50 de lei. Tips. Nu mai zic că dacă prindeai pe... Doamna XY știi? Care la fel, 200, 300, 400, știi? Se băteau, care și mea, știi? Eu m-am dus acolo, ok, ce trebuie să fac? Spălat. Bun, îl fac. Cât de bine trebuie să fac? Cel mai bine, foarte bine. Știi? Că aveam zile când trebuia să speli o clientă două ore. Nu trebuia să stea clienta cu... Era, era, știi? Se decala omul și n-aveai cum să o pui cu prosopul în cap și să aștepți. Nu, frate, făi masaj. Până, am terminat, faci masaj. am învățat să fac cel mai tare masaje. Uh, și ce să zic De acolo Mi-am făcut partea de spălat Foarte bine și m-am dus la șef Și zic, boss, de astăzi Eu nu mai spăl la cap Păi de ce, mă? Sau a urcat democrația la și cap Păi zic, uh, eu am venit aici să tund, frate Nu să spăl la cap Zic că am făcut pasul ăsta foarte bine De aici încolo Îi las pe colegii mei să facă bani Bine, mă, ia și tunde, știi? Și a fost... Tot timpul a fost, m-am dus către el, i-am cerut ceva și mi-a dat voie să fac. Ia și fă. M-am pus la scaun și am început să tund. Ok, pentru vremea de atunci. siminte uh, îmi țin minte că eu tuneam pe 15 lei și el pe 50 de lei atunci. Și era contrastul foarte mare, adică oamenii, erau și mulți oameni care își doreau să vină la el, multe femei, nu toate aveau bani, Veneau la mine sau la un alt coleg și parcă era o nemulțumire ca să vină șeful Șeful să facă taciul final, știi? Și a făcut o chestie magică, Florin, atunci, pe care am făcut-o și eu la rândul meu cu elevii mei. Uh, venea și îmi făcea cu ochii tot timpul și ridica porul și începea magia. Nimic. Nu tăia niciun fir. Și cum erau fetele? <laughs> Băi, deci nu știu, atunci pe loc când venea să-i dau cu feonul în cap, știi? În timp am înțeles că na, a era, știi? Că și eu am văzut la școală, când predam, la fel, domn profesor, să vină domn profesor, că nu-i bună. Că așa e procedura. Așa e procedura, na, treci negru în următorul <laughs> capitol. De aici, ce să mai zic? Am trecut la... Cu el am, am avut parte să avem multe show uh... am prins în Romex Rom pe 2009, în care am muncit pentru alea trei zile, patru zile, cât erau, cred că o săptămână la fel n-am dormit. Aveam modele, dar multe modele, adică multe modele, multe modele. Bă, multe. Nu, atunci, în anul ăla, noi am fost el. Na, și eu am fost noi. Am avut cele mai multe modele și cel mai mare show acolo se întâmpla la, la scena noastră. Făceau super demonstrații. Bubuială cu tot ce vrea acolo, știi? Și la un moment dat mi s-a dat o pauză mică să ne luăm și noi mici accesorii. Duceți-vă și voi. M-am dus pe acolo prin Romex, cum m-am plimbat, mi-am găsit o foarfecă, nu știu ce, și la un moment dat am găsit o scenă cu uh, doi băieți care câștigaseră în trecut, vorbeau oamenii și de cu oate. asta ăsta câștiga locul întâi la Vela, ăsta locul doi, nu? Și băi ia să vă știu cine, despre cine e vorba, știi? Și oamenii făceau să sun pe scenă, știi? Al meu, bubuială 15 minute, tunsoarea, două ore, știi? Bă, și mi-au dat băieți ăștia încredere. Și zic, mă duc la șeful și zic că vreau și eu să tund. Doar că șeful a început show. Zic, eram... Zic, mă, stau acum, ce fac? Nu, nu mai aveam rădare, vreau să tund pe scenă. Și eu, să tund acolo, știi? Și o șuviță, zic, dacă o tai, sunt... Yeah! Uh, nu mai aștept, zic, mi-am luat un fixativ, mă orc în timpul show-ului pe scenă, mă duc în el, boss, vreau și eu să tund pe scenă. El, cine mă, tu? Zic, da, Bine, du-te și caută model. Am zburat, m-am dus pe acolo, am sărit, m-am căutat pe acolo, fete, toate, da, vârfuri, mă, fată, nu urcăm pe scenă acolo. <laughs> Trebuie să fie show. Trebuie să fie show. Am găsit o fată... Mai care... deschisă. Mai deschisă, cu un păr mai crezi Nu era modelul ideal pentru scenă care ți-l dar era singura care accepta să frate. Singura, știi? Și și că asta e, știți? M-am dus cu la baie la fete, am băgat-o acolo, am spălat-o, am clătit-o, am... Și noi aveam o scenă mai mică, unde făceam toată ziua demonstrații și era scena mare, unde se făceau tot felul de demonstrații de la diversi trainere de pe acolo. Și eu m-am dus la scena mare, m-am anunțat că voi intra acolo, m-au anunțat ei, deci am anunțat la microfon, Fashion Team Academy Juniors, Constantin Dumitru și eram singur, știi? Și până să pășesc pe scenă, apare eu din lateralul scenei așa o tipă super drăguță, care urla către mine, Constantin, Constantin, și eram, zic, ok, a la mine, m-a sunat iubitul meu, am venit cât am putut de repede ca ai nevoie de model. m cât de tare, super mișto, e fix ce aveam nevoie, știi? Și mă uit acum, modelul meu direct pe scenă, cu pelerină pusă cu tot, mă aștepta. Și zic, bă, e foarte prost, ai cum să mor pe scenă și să-i zic, să dau jos da, pe nou, știi? <laughs> și apare un coleg din echipă, <laughs> Mihaiță. <laughs> zic, Mihaiță, <laughs> Vezi că e modelul pregătit pe scenă. Ori dai jos, ori rotunzi. <laughs> <laughs> Mihaița, acum ce să zică? Păi e o o știi? <laughs> și exact când se pășesc, mai vine un coleg. O, am și eu un model, știi? O, super. Și am creat acolo... Ați improvizat un show. Un show, da, pe, dintre trei bucăți. Pam, bam, bam, știi? <laughs> Băi, m-am simțit în al nouălea cer atunci. Tu mai mă uit la ei și acum. Constantin Dumitru, Romexpo, o să vedeți acolo cât de diferit eram. <laughs> a fost magic pe scenă. A fost pentru prima dată când eram pe o scenă. Dar ce a fost mai, mai mișto pentru sufletul meu a fost ce s-a întâmplat după ce m-am dat jos de acolo. M-am simțit văzut. M-am simțit apreciat. M-am simțit respectat. M-am simțit cum nu mai mă simțeam de, de, de multă vreme, doar atunci când făceam sport și făceam ceva bine, știi? Uh, e, ăla a fost primul, primul moment în care am făcut o tentativă de pace cu mine, cu ochiul. Și atunci am luat decizia radicală să-mi descoper chipul, să-mi tai bretonul scurt și am zis eu mă plac așa cum sunt, voi face meseria asta toată viața. Cine mă va, mă va plăcea, mă va plăcea așa cum sunt. E greu să mă fac să plâng să uh, Cred că ai lucrat foarte mult cu tine, adică legeritatea și nivelul de acceptare la care avem discuția asta este amazing și pare atât de simplu, dar pot doar să-mi dau seama ce în spate la toată treaba asta e ești genial. Ești genial. Da. Uh, S-a ridicat părul pe mine, efectiv. S-a ridicat părul pe mine și îmi dau lacrimile. Adică rar mă apuc de plâns, da, și când mă apuc de plâns. <laughs> și în general am zis că o să râdem în podcast. <laughs> păi despre asta e vorba, nu? Despre viață, Pentru că, da, și sunt foarte mișto podcastul astea, pentru că putem să împărtășim Covești, Povești, povești reale, adevărate, adevărate, adevărate exemple. Nu doar Instagram, știi? Uite, viața perfectă. Asta e o mare bullshit. Viața adevărată. Viața adevărată. Și după ce te-ai dat jos de pe scenă, ai fost like reborn. Yes. Da. Și uite, nivelul de atunci și nivelul de acum cu de comunicare, știi? Când m-am dat jos atunci de pe scenă, au venit, cred că vreo 8 televiziuni cu microfoane, cu, știi? Și ce ai vrut să faci aici? Nu mă așteptam la asta. Adică a fost, bă, m-am urcat că am putut să fac asta, știi? Era și nu mi găseam cuvintele. Blocat total. Ce public speaking, ce comunicare. ce Nu, tata, na, știi? Și pentru un subraț, așa, pentru un cameraman, îl văd pe șeful meu în capăt, știi? Tunsoarea lui șeful am vrut să fac. Atât am putut să zic eu. 2009, la camere, la televiziune, tunsoarea lui șeful și am plecat. În glorie. Mândru. Băi, am râs, cred că trei luni după aia în salon. ce e să faci acolo? Tunsoarea lui șeful, domnule? Păi am făcut vreodată ce vrei. Da. E, și după asta a fost un proces super tare pentru că când mi-am mi descoperit chipul și m-am arătat așa cum sunt, la nici două săptămâni am întâlnit-o pe soția mea. Și ea a fost atrasă de mine că eram diferit de restul oamenilor. I-am scris că e nebună, dar e nebuna mea a crezut în mine și a crezut de multe ori în mine mai mult decât am crezut eu probabil, știi? A văzut potențialul și de asta avem femei fine, lângă noi ca să scoată potențialul din noi. M-a susținut tot timpul în toată călătoria, chiar și acum în călătoria asta pe care o avem și noi și voi și... Și de atunci, na, au fost multe, multe până unde, cursuri, seminarii, workshop-uri, am mers la tot ce am putut și n-am putut ca să vorbesc, la toate brandurile, la toți, la, la la care mi-am permis, cât și la alea care nu mi-am permis. M-am promutat, n-am investit în vacanțe scumpe, n-am investit în mașini scumpe, n-am investit în ultimele modele de ceva doar că e la modă. Nu, îmi trebuie sau nu îmi trebuie, știi? Cam aia a fost... Da, vezi, asta a, a pornit din copilărie, pentru că am avut o copilărie modestă. Nu am fost obișnuit cu branduri, nici nu le-am simțit lipsa. Adică, Păi, e ok, perfect, își face treaba. nu-i dăm valoare brandurilor și lucrurilor pe care le purtăm, știi? dar e adevărat că te fac să te simți mai bine când pui o cămașă altfel pe tine, care e cu sută diferit, o, un bloc diferit, știi? dar nu trebuie să fie doar despre a avea. Dar, în același timp, este și o provocare pentru noi, mai ales ca și părinți. Despre cum, con cum creăm contextul copiilor noștri Na, pentru că... că ești un pic înaintea mea Îi povestește ia. <laughs> Sunt puțin înaintea ta ca, bă, Sunt mai mari fetele mele Și la un moment dat urma să mergem la o cabană Cu uh, colegii Și uh, era o petrecere Și fetele mele mă întreabă Păi cum? Adică nu avem bucătar? Dar cine ne gătește? Și nu este cineva să facă curățenie? Și în momentul ăla am zis Hop, stai un pic că ceva nu-i bine Adică ceva nu e bine pentru că încep să vadă lucrurile mult prea extrem. Înțeleg că asta e normalitatea în care cresc ele, dar trebuie să știe și cealaltă parte. Și de obicei nu folosesc trebuie, dar. Trebuie, Aici, trebuie, trebuie, trebuie să, să știe iată. și cealaltă parte. Și atunci am început să alternăm, între Ok, mergem într-o vacanță în care bă, sunt lucrurile într-un anume fel, dar trebuie să mergem să vedem și cealaltă extremă. Da. Și bă, cred cu adevărat că. E mult mai important să investești în educație, în tot ceea ce te face să crești, să devii persoana pentru a fi cineva. Nu, haina nu te face să fii cineva, dacă nu ești omul care să știe mm -hmm. să poarte. Proverbul, haina nu face pe om. Nu? Da, dar e. Bă, haina nu face pe om. La mine în cap rezonează, nu știu, la un moment dat era pe YouTube un film făcut de Forbes Polonia cu un actor îmbrăcat în, într un homeless într o piață publică de când a s-a făcut kleșină, a durat 3 minute 34 până când a venit prima persoană la el. Și același actor în aceeași piață, îmbrăcat în costum cu diplomat, din momentul în care a lășinat a durat mai puțin de 3 secunde până când a fost prima persoană lângă el. Da, trist. Trist. Am văzut și -o treaba asta, și de aici sunt multe exemple. Am făcut și cu. anul trecut în martie, probabil, poate o să facem și acum. Ne-au contactat cei de la primăria sectorului 3, dacă vrem să dăm un plus femeilor provenite din relații cu probleme, cu forțuri, da, violență în familie. Da. Da. Păi, și am fost super happy, având și fată, na, știi, și mamă și soră și zic da frate ne băgăm știi că fără bani a fost o super mișto dar pentru că am putut să le punem zâmbetul pe, pe chipul femeilor știi și toate au fost pentru prima dată când vedeam în salon deci a fost e, și vorbeam de treaba asta de experiment făcut la unirii de cuplu gen tot actori care el începea să o bată pe ea pe stradă știi L-am văzut și după aia l-am văzut și la TV mai târziu. Tot femeile interveneau. Uh, da. și alea împinse, știi cum, adică erau nu le venea a crede ce se întâmplă pe stradă. Adică au fost o, o cu de asta de Bă, dar de ce ești mă bărbat, știi? Adică ok, nu e bine să te bagi în nu nu, 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 -i, nu -i treaba ta, dar măcar să te asiguri că nu o moară acolo pe stradă, să îi desparți un pic ceva, să zici ceva, să intervii să. E, da e, violența e. în familie nu e da, nu e bă, nu e un lucru, am, am simțit nevoia să bă, distrag puțin atenția asupra subiectului pentru că m-au luat emoțiile pe sus honestly <laughs> uh, până la partea de contribuție și va da mai departe pentru societate ce s-a întâmplat după ce ai cunoscut-o pe soția ta, care a fost parcursul mai departe până când ai ajuns la your own business? Păi am ajuns destul de repede, că așa îmi place mie să fac lucrurile cap înainte. <laughs> uh, lucram la un salon într-un spațiu comercial uh, cu un volum foarte mare de muncă. Dar Plecase la fel. de la Florin? Da, da. Am plecat de la Florin. Cum am plecat de la Florin? Uh, nu pentru bani. A venit criza, 2008, Omino, și unul ne-a scos în față, nealiniat, aliniat pe stânga, pe dreapta și trecea pe lângă noi așa, militarie, știi? Tu nu o să faci nimic. Tu așa, tu așa, tu așa. Și ajunge la mine, bă, tu posibil să faci mai mulți bani în altă parte cu ce ai învățat de la mine, sau știi? Dar în capul meu era, bă, stai un pic, eu n-am venit pentru bani aici. Adică banii erau undeva departe, știi? Era... Și... Sunt aici, știi, mă vezi, da? Sunt Hey, nu m-am simțit atunci apreciat, nu m-am simțit, știi, la fel de aia, știi, a fost o, am zis, a, că nu mă apreciezi, plec, știi, și am plâns ca doi șoareci în birou la el. <laughs> uh, M-a durut când am plecat de acolo, uh, dar m-am bucurat că am păstrat legătura cu el, știi, și după aia am mers de acolo într-un alt salon mic, de cartier, ceva de genul Purple Salon sau ceva, știi, am dat seama că nu e... am ce căuta acolo, luna am stat. De acolo am înțeles cât de importantă e educația. Nu aveam bani de investit și zic, ok, trebuie să aleg un salon care investește să investește în ofere oameni, educație. Zi? Am ales cu capul, igiena. <laughs> <laughs> Pentru că aveam un eu, frate, au mulți oameni, multe saloane. Deci trimit pe bani de rulantă. așa, a și fost. Uh, Ți-mi minte că am fost la cheia la Royal de... <laughs> de toți banii. Am mers la același seminar în aceeași săptămână de trei ori cu același trainer. Pentru că am avut șansa să merg, știi? Colegele mele în salon erau tu te, tu, Constantin, că noi știm. Merg, doamnă, eu, stați știți? Și acolo, ce procedură? Bă, deci mă duc și mă angajam la Sasun când m-am dus să mă angajez la igiena. Mă duc pe moșilor, vorbesc acolo cu șefa de unitate. <coughs> și îmi zice, da, bă, aici era cu da, bă, așa se vorbea. Da, bă, vii, dai cu mine proba, știi? I-am zis, direct m-a luat. Pe mine trebuie să mă tunzi de doamna. Păi strusa. Haide, știi? <laughs> Am început să o spăl. O, oh, dar ce bine speli. Și o masaj și nu știu ce. Deja, zic, nu tai că nu mai văzut la tuns, Am început să tund. <laughs> Mamă, dar cum ții foarfeca? Vai, dar cum faci cărările? Da. Și eram zi, în capul meu, până să ajung să vorbesc cu ea, era... Păi tu ți dai seama că tu o să învăț eu de acolo, de la femeile astea? Păi și tot, da, cum ți-i foarfeca, dacă cum faci? zic, băi, mă dau un pic în spate, zic, mă scuzați, dar de cât timp lucrați, știi? A, păi are fi 40 de ani, de 46 de ani sunt la igiena. M-a luat palpitația, zic, zic, păi și vă mirați de unul de... care lucrează nici 2 ani, știi? Aia mă, că am glumit, știi, ea. Bun, am terminat în soare, super, he, pe și zice, acum... Eu știam că tu tunzi mine. Aveam și eu nevoie de Proba trebuie să o dai la Academie la Higiena. <laughs> Zi nu să-mi dați banii pe Da. Bun. Zis, ok. Mă duc la Academie la Higiena, vorbesc cu directora pe educație. La fel. Da, bă. Da, bă. Vii, dai proba cu mine aici, te iau, te întreb, te mamă, zic, eram, zic, fu, deja mă, pierdusem la, la interviu, știi, atunci, la prob, ci... Zic, deci mă întrebați, nu? Bă, am citit tot din școală, tot, la virgulă. Zic, mă întreabă ceva să știu. E... M-am dus acolo. Și mi-am luat un model cu părul până la jumatea spatelui, știi? Am dus acolo, să română, să rămânuțele. Am ajuns cu modelul. Da, bă, ia o pasta, te duci acolo, speli. La model. Asta, hai să te spăl. Mi-am dus în spate. Zic, doamne, am pregătit-o. Pasta? Haide să veniți să vedeți cum tund, știi? Mă, până atunci a vorbea cu mine, eram ultima furnică, ultimul om, știi? A venit să se până lângă mine, așa, da, bă, hai. Trebuie să-mi pus mână la ceafă, am făcut o tăietură, am făcut una a de un metru jumătate de păr, s-a <laughs> ridicat și a plecat. Bă, și atunci mi-a stat inima, știi, și zic, bă, o ce naiba fac acum, e rău sau știi? Și mă gândeam, zic, ok, dacă, îmi făceam toate scenariile în cap, dacă termin tu soarea și vine și mă întreabă, și cum ai ținut mâna, ce unghie ai folosit, poate mă pierd și nu știu să-i zic femeie, știi? Mă duc după aia în birou, știi? Ba la ușă, nervos. Doamna, a să vedeți cum tund, că de-aia am venit aici. Vine, se pune ușor lângă mine. Bă, altă persoană, altă energie, alt, total diferit, știi? Așa. Da, măi. Tu să ajungi mare la noi în igiena. Te punem trainer, te punem. Soamnă zic, eu abia țin foarte că am nevoie să mă educ eu pe mine, știi? Zic, mă am nevoie să merg, dar am venit aici, am nevoie de educație, știi? No. S-a dus bum în igiena. avem un băiat tânăr, poc, m-a trimis unde vrei. La fetele alea acolo, știi? Zic, ne-am cunoscut, salon. Două luni am stat acolo, că n-am... Dar în alea două luni am profitat Fet la maxim. Dus la, toate la, to la toate toate, 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 tot. În fiecare zi eram seminare, erau... <laughs> Și... Și Tomla, și L'Oreal, și Vela aveau, lucrau cu de toate, Deci peste tot, eram peste tot. Uh, ei, a fost o, o chestie... Uh, tu l-ai cunoscut pe Harold? Da. M-am dus la Francis să dau o probă la ei și am vorbit cu managerul de educație, de educație, de ce era acolo, recepție. Și m-a etichetat cu ochi, direct. Și nu m-a chemat la interviu. Mi-a zis că o să te sunăm noi, că vine nostru francez, te căutăm noi, știi? Și a trecut o lună, hmm. două, n-a venit nimeni să mă sune, m-am angajat la igiena, știi? Că trebuia să... Mergând la igiena, hmm. la toate seminarele, la un moment dat, prin L'Oreal, au organizat un seminar exclusiv pentru igiena de tunsoare. Și vine Și eram 40 de igieniști. <laughs> Eu Singurul băiat, mai era un tip acolo care era șoferul edu directoare pe educație și îi spunea, astuia, bă, te duci tot timpul la seminarii când nu mă conduci pe minicări. Și asta era cu Vo, volanul, frate, lui îi plăcea să conducă. Și am râs cu el acolo, am povestit, bă, mie îmi place să conduc, eu n-am nicio treabă cu tunsul, cu vopsitul vostru, știți? Bun, și începe alul. Iese în mijloc și eu sunt halul, am 17 ani de când practic această meserie, îmi place foarte mult și vreau să o dau mai departe cu voi, știți? Vă mă aspart din prima, doar când am auzit cuvintele astea, știți? Și început, era într-un semicerc, așa eu eram ultimul aici. Și a început. Geni. 40 de ani de meserie. Deja eram... <laughs> început. E, până aici noi aveam o vorbă. Nu fi ca tanti genii cu afeza. Eu am crezut că era la mișto, în fostul salon, ăștia vorbeau. Când făceam ceva pe fugă sau așa, așa, bă, nu fi ca tanti genii cu afeza. Ne certau, știi? Și zis, ce asta, mă, cu afeza, știi? E, din 40, 20 erau genii. Așa cum a fost pentru <laughs> mine în capul meu, era ce... <laughs> și... 40, 38, 15. La un moment dat, spune o colegă de acolo, Mihaela, 8 ani. Puh. Ha, ai tot și pasta. Deja, băi, știi cum au râs de ea când au fost 8 ani. Știi? Zic, păi Tot eu... Da. Și eu zic, eu să le mint acum, să le zic că am mai mult? Adică eram, în capul meu era, eu dacă a arăt 8 ani, tipa aia, eu nici doi ani aveam împliniți. Erau așa, până la cotitură să facă doi ani, știi? Și ajunge și la mine Constantin la scapul jos doi ani. Pa! Puștiu! Ia ne nouă, cafele, sigări, gata, om. era Eram ucenic. M-au luat, știi cum, m-au băgat fetele acolo. A făcut băiatul trei tunsori, păr lung, scurt, mediu. Ne-a dat pauză de masă și după aia a s-a organizat cu modele. Fiind atâția, ne-a pus să lucrăm doi pe un model. Și ne-a să alegem, păr scurt, lung sau mediu. Și am ales scurt, bineînțeles. Da. Ce să fac cu bârful, Cum se să... Da. da. <laughs> și îl iau pe tovarășul. Eram singuri iubeți. Hai, o facem echipă, frate. Zic, tu speri și eu Yes, perfect. A fost, bă, ideal a fost, știi? <laughs> e, și m-am distrat atât de tare atunci. Am tuns. Trecea arul pe lângă mie și mă aplauda. Bravo, bravo. Trecea pe la fetele. Uite, mai ții aici, mai face aici, să uite, la mine. Zic, bă, directoarea din igiena era cu noi la seminar, a traducea, știi? Cel mai tare băiat din Igena e băiatul nostru. E... De unde ați găsit, domne, băiatul ăsta? al nostru, domne, e... e... noi l-am încheiat... făcut. Da, am încheiat uh, seminarul, eu neștiu în francez, el neștiu în română, Le am conectat... S-a întâmplat, probabil, să întâlnești de multe ori cu oameni din același industrie în care să comunici non-verbal non -verbal și să înțelegi destul de multe cât cu și ne-am luat la revedere, știi? Am mai trecut o săptămână. De data asta eram la L'Oreal, iar la seminar, că eram la... Na. Mi <laughs> se <ne> <laughs> Și el, ca și mine, de data asta era la fel, să înveți. Și era cu câteva fete din echipă de acolo. Ne-am salutat și... Bă, l-am simțit dintr-o dată cum s-a înroșit, s-au făcut venele mari așa, și a venit la mine el cu o tipă și îmi spunea că i-a spus tipa, uite, el a venit la noi să depună CV-ul, să se angajeze, dar l-a refuzat managera având problema cu ochiul. Și a zis, cum adică nu etichetăm oameni, adică în loc să alegem oameni care sunt foarte buni pe ceea ce fac, noi ne la cum arată, știi? Și m-am dus să lucrez de dragul lui acolo. -au, au venit, mi-au propus să intru în echipa lor, fără nicio probă, vă dusem în avans. <laughs> Mi-am dorit să lucrez alături de el, nici nu am negociat salariu sau ceva, nimic. Adică, bineînțeles, bă, nu-mi interesează banii. Eu vin pentru omul ăsta. Și m-a inspirat foarte tare atitudinea lui, cum era el, cum... N-am avut șansa să lucrez mult cu el atunci, nu știu, două luni ceva, au fost incidentul cu el atunci și Dumnezeu să-l odinească. Uh, o sursă faină de inspirație. Și după aia au, acolo la fel, mult ceam, mult volum în salon, seminarii la fel, acolo erau exclusiv L'Oreal și mergeam la L'Oreal. Uh, și de aici, na, a venit Francis Constantin, te punem trainer în locul lui Varol. Și zi, Bă, eu am nevoie de educație, cum să mai, știi? Adică eu tot e cândva, eu, mai am nevoie să mai bag în mine, știi? <laughs> și cum am ajuns să deschis salonul după o lună de decembrie <laughs> care făcusem, nu știu, vreo 140 milioane de bani vechi și vreo 60 de milioane de bani vechi revânzare produse. Noi aveam niște target Targete. pe acolo, dar dacă îl depășeai nu primeai nimic, adică era de cel mai am, știi? Și n-am luat nici 10% din suma asta, nici 10%. Ei, și atunci el a, a fost așa, zic, bă, da, și volum. Volumul care era, că m-am... M-am... Am... O profitat de tine la maxim. Da. Dar și mi-am, m-am și impus și acolo, pe unde am fost, m-am și eu să mă impun, știi? Adică când, bă, ok, să depășesc da. Să fac în mari, da. Păi ce mai vrei mai mult? Păi poți mai mult. Păi nu vreau mai mult. Păi Constantin ăsta nu e salon în care să stai mult, să pe altceva, exclusiv, nu? Lasă-mă că până la urmă, numele meu e joc, nu salonul tău. Știi că dacă pleacă omul de aici, nu o să zic că m-a greșit salonul. M-a greșit Constantin de la salonul. Și mi-am câștigat și dreptul de asta și acolo, mai mult la programări. Tundeam acolo cândva și trei băieți pe oră. Și bă, mi-am deschis salonul ca să tund un băiat în două ore. <laughs> mi-a pus programări în jumate, în jumătate de oră. Spălat un scoafat, știi? Spălat un scoafat în care aveam ritual cu el și 15-20 minute la scafă. Cum să fac treaba asta? Adică era, știi? E, și au fost niște chestii care nu mai mă împlineau. Nici financiar, nici am... Am stat într-un loc cât mi-a fost bine, că nu m-am mai simțit confortabil, știi? Și m-am dus și am discutat. Bă, uite, m-am mutat cu chirie cu iubita mea, de atunci soția mea. Zic, chiria pe care o achit, E mai mare decât e salariul mai decât Știi? Adică, ok, am venit fără bani, că stăteam la mama și nu-mi trebuia gen. Dar acum s-au schimbat, s-a schimbat schimbarea. Și a venit ea cu niște calcule de alea care pe noi artiștii ne sperie, știi? Cu target, peste target, cu sumă. Dacă faci atât, îți mai dau atât, să zic, mă, femeie, îmi dai sau nu îmi dai? Pentru mine e simplu, știi? Că e... Și mi-a dat 500 de lei pe carte de muncă, 200 de lei în mână. Sti, ba, știi? Da. Mulțumesc! <laughs> și ăla a fost momentul în care am vorbit cu a mea, soție și... Am făcut un plan mic așa de, de atac, de unde să luăm bani și cum să luăm. Am sunat toate neamurile că am zis, bă, nu ne împrumutăm la bancă. Am avut noi ceva la atunci la început, să nu ne împrumutăm la bancă. Family, friends and other fools. Da, da. <laughs> și i-am luat pe toți. Câți bani ai? 500 de euro, 1000, 2000, 3000, 5000. Dă coace, dă coace, coace, știi? Ce am mai avut și noi? E, și eram în, încă lucram în Francis, acolo, și acolo se termina la 10 programul noaptea, că era program de Constantin Constant pleca și la 2-3 noaptea de acolo, pentru că îmi plăcea ce fac. Și tot timpul am fost. Dacă m-au apucat de decolar la 6 și m-am dus cu el până la 10, 11, 12, nu o să zic femei, stop. Stai Să se închide, vezi? Se, se închide, da? Nu! No. Steam acolo. Și adevăr că și plăcea, frate. Asta făceam. Și la Florin la fel, știi că... La fel, la Florin, când el pleca, când nu eram ucenici, noi începeam a doua tură, sau a treia, a patra, cât era, nu mai știu cum era. Sunau iubiții, bărbații, unde ești? Știi? Și era la salon, nu mă obsesc. asta? 3-4 dimineața, știi? Veneam să se uitau la geam acolo să vadă dacă e adevărat. Na, aia m-a... Am muncit, Arat, am muncit. Adică, ce vrei să reușești, muncește. <laughs> uh, și de aici a devenit o altă muncă. Am găsit spațiu. Ne-a plăcut. Am căutat ceva... A fost pe moșilor primul spațiu, lângă restaurantul Burebista. Am vrut să mă ascund. M-am dus undeva la demisol. Uh, un spațiu destul de vechi, din 34, cred, dar foarte cool înăuntru, cu tavane de alea înalte, de 3 metri, tocuri de alea groase. Mi-a plăcut foarte mult acolo. Uh, și acolo am făcut business după ureche, că n-am avut. Sunt primii din familia noastră care și-au deschis un business, știi? Mama nu mi-a arătat cum gestionează banii, cu toate că a făcut pe românește din căcat bici, cum se zice, știi? Am văzut la ea cum făcea din... Dar nu mi-a arătat cum, știi? Și la mine a rămas cu durere în partea asta la altă, știi? A, păi trebuie să plătim factura, trebuie să știi. Eu acum, în ziua de astăzi, îmi plătesc Vodafone-ul că mă sună Vodafone-ul. am tăiat vodafone sau știi? Pentru că am rămas cu emoția aia în așpa. Nu că n-aș avea bani să plătesc Vodafone-ul, dar e... Nu vreau să le văd. Nu vreau să le văd. <coughs> Și... Am găsit spațiu. Au am început amenajările cu muncitorii, cu distracțiile, cu combinații, pe prietenie, pe rudenie, îți fac mai ieftin, dar nu mai termina. Era la modul am negociat cu proprietarul atunci când m-am băgat la o chirie de 700 de euro neștind, dacă vorbe nici cineva după mine, doar chiria, plus alte cheltuieli, știi, și tu era uh, fără niciun bani deoparte, adică nimic. Tot ce am avut a investit și muncă munceam acolo și ce mai produceam și tot, tipsul mergea acolo, tot adică era, și seara de mă ciment, duceam și mai dădeam și, și eu ceva acolo, știi? Și l-am re renovat cu tot spațiul ăla, bă, tot, adică am băgat acolo, că nu era la început ce, 13-15.000 de euro la e, știi? în banii ăștia și nu se vedea nimic, adică era, nici culoarea nu era pe perete și era, bă, ce naiba, bani, mă, știi? Unde-s banii? Unde-s banii, știi? Am reușit să vorbesc cu proprietarul să ne lase o lună de chirie să amenajăm. N-a vrut să negocieze la preț niciun leu. Și zic, bă, e bună și luna asta de amenajare, știi? Și vorbesc eu cu băieții și mi zic, mă, păi două săptămâni e totul gata. Pleci pe plus. Lux. Mamă, deci planul mi-am făcut eu două săptămâni totul gata, deja o să tun. Nu plătesc chirie două săptămâni și deja plec pe... Mamă, e... Ce ai, mă? E Champions League, știi? e, de acolo, plus două, plus două, plus două, se fă... trecuseră două, două luni sau ceva de genul. Am mai vorbit cu proprietarul, bineînțeles. Bă, mai lasă-mă că nu... Știi, nu e da, gata am, -am de unde, știi? Și a trebuit să dorm eu acolo, am concediat prima echipă, a venit un altul care un singur om a e, muncit în trei zile, cât n-au muncit ea în patru zile, știi? Dar după aia când a dat de bine, eu eram să-l plătesc mai mult, să-i ofer omului, știi? Ia și țigări, ia și mâncare, ia și bani, ia și căldurică, dar termină mai repede. Omul când a văzut că e bine, de ce? de ce să termină mai repede? <laughs> unde să plece și el Unde după? să plece. Și acolo a fost am început activitatea. Dar și aia, am, am amânat-o cu câteva zile că nu mai aveam bani de plintă și de perdele. Fixiști, adică acum mergem, mă uit cu nevastă, să mergem prin bănci, până restaurante mari, știi? Bucăți întregi neterminate. Băi, ne uităm să vedem, aveți o plintă? Nu. A rămas cu defect, defect, nu știu, e... Observați, de că acum când intru într-o încăpere, mă uit peste tot, știi? Ia ce au făcut, cum au făcut, știi? <laughs> da. Și acum mi-am făcut eu cu mintea de atunci niște XL-uri cu încasări, cu evidență, cu ceva, cu, știi? Bă, și a venit prima lună, frate. 700 de euro plus aia, plus furnizor, că deja mă băgasem cu scafe, cu aia, cu aia, și veneau când veneau, nu? E, și a venit și eu trebuia să dau de afară vreo 3500 de euro, 3500. și eu aveam fizic în mână 500 de euro prima lună. Și am început gladiolele și să fac, știi? Și zic, bă, ce naiba fac acum, știi? Și a fost o... Că bani din pereți nu mai pot să-i scot. Aia, știi? Am aruncat tot ce am muncit, Excel și toate cele și ok, ce arde? Păi, furnizorul. E acolo. Ce arde? Lumina. E acolo, știi? E, și am început să rulez. Și mi-am creat un, un brulaj ăsta, așa, de... Ce arde? Care m-a m-a susținut și eu am văzut tot timpul o investiție, tot timpul ce făceam, reinvesteam, reinvesteam, știi? Și, dar eu n-am știut să zic cât am stat pe moșilor, nici acum n-am știut să zic prea bine, știi? Acum mai dibuiesc, mai îmi dau seama. Înaintea <laughs> Înainte că mă întrebai, Constantin, cât ai produs într-o lună? Ce eram? Ce? <laughs> <laughs> 700 de tunsori. da, <laughs> eu am tuns, știi? <laughs> Uite că am mai luat vopsea, am mai luat aia, știi? Tot ce făceam reinvesteam, tot ce făceam reinvesteam. Și asta a fost multe, multă vreme și încă mai investesc și reinvestesc și acum la fel, cu, cu podcastul la fel. am, de acolo am început să, să mă lovez de toate, de ce înseamnă, de aprobări, de de aia, de de aia. Și pe la prima firmă am încercat să facem noi totul ca la carte, știi? Am citit pe forumuri, pe unde, pe unde, cine trebuie să vină, cum să vină, până și la Sanipid. Am văzut acolo taxă de Evaluare. Uh, nu de evaluare, de... Uh, ff... O... Un soi de coaching. Vine și zic, nu coaching, e Consultanță. Consultanță, <laughs> mulțumesc. Taxe de consultanță nu vin, că de să <laughs> Da? Vin și zic, uite, trebuie să faci asta, asta, asta. Dar îi plătești înainte. Și mi-a dat trei lucruri de făcut. Bun. În perioada nu știu, schimbase legislația și în salon nu mai aveai voie cu parchet sau cu da. trei linoleu, știi? Eu acolo aveam un linoleu, un parchet de la vechi pe care aș fi vrut să-l păstrez. păstrez, dar îmi plăcea mult și oricum trebuia băgat o grămadă de bani în el și mai ieftin a fost să pun un linoleu peste. Care să imite parchetul la rândul lui, știi? Și au venit să-mi zic, știi, când am zis e totul, gata, aștept să-mi dați la mână. Direct au început. 3. A, asta nu e bună. Aia în Nu. Aia nu. Și m-au luat frustrele, zic, bă, frate. Păi, uite mă cât mi-a dat de făcut și uite câte am făcut, că nu suntem mai trena lista, știi? Păi, am făcut și aia, și aia, și aia, și aia, știi? Și zic, uite, i-am scos și bonul. Am plătit 200 de lei pentru asta, știi? Să nu zic nimic. Păi, da, da, e prost. Să mă scuzați, săi nu era. Preț pentru proști și deștepți. <laughs> da, ești acolo, am vorbit, am încercat să-mi păstrez cumpătul și. Uh, și am încheiat cu. ne-am amuzat teribil cu asta, cu, ok, dar să știi că n-ai voie cu parchet pe jos și zic, nu, chiar Linoleu știam și am făcut și asta, nu mi s-a spus. S-a pus în genunchi să pună un apel. E chiar Linoleu. Da, a fost o discuție întreagă cu. Bannerul frate, adică n-ai voie. Clădire istorică, nu? No? Clădire istorică, dar am... M-am -am dus la primărie, la sectorul 2 unde aparțineam, să depun actele. Te pus actele și nu poți să zică din prima. Bă, prostule, uite, îți mai trebuie două lucruri aici. Du-te acasă, știi? 30 de zile. Bă, și te sună la 30 de -a zi... A, 30-a. Mai trebuie ceva la dosar. Mă duc la... Ok, ce mai trebuie, știi? Păi uite, planul cadastral. Planul cadastral pe care am plătit 500 de lei, nu l-am făcut eu cu mâna mea, nu se vedea imobilul. Ok, nu e vina mea, știi? Du-te înapoi, fă planul. M-am dus înapoi, m-a adus așa cu teravură de asta de la primărie, 3 luni, 5 luni, m-a ținut, știi? 30 de zile, 30 zile, 30 zile. După vreo 4 luni mă sună și zice, ți-a ieșit certificat de urbanism. Eu trebuie, asta trebuia să obțin de acolo. Bă eram, zic, gata, dau comandă, pun venera afară, reclam. știi? Nu, nu, îmi zice. De-abia am zis el telefon, de telefon, de-abia acum începe distracția. Cum adică? Nu, e, nu, asta nu e, ține loc de reclamă ce am făcut eu până acum? Nu. Mă duc eu acolo a doua zi, a doua zi mă așteaptă o tanti la ghișeu acolo și țipă la mine. Că ce caut eu acolo? Păi am fost sunat ieri să vin să-mi iau certificatul de urmanism că a ieșit. Păi ce cauți tu aici? Am venit ieri, știi? Nu, dar ce cauți tu aici? Bă, am venit ieri, știi? Păi tu n-ai ce căuta aici, îmi zicea femeia și țipa la mine, știi? Te afli într-o zonă protejată. Și era pentru prima dată când auzeam treaba asta, zonă protejată. Eu, jucând mă mult cantă strike, știi, în capul meu era să am stă cineva pe o clădire cu sniper, știi, și păzește. -ți. Ce, ce înseamnă zonă protejată? Și m-a luat cu monument istoric, cu, știi, și, 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 și ok, a trebuit să aștept 4-5 luni cu teravura asta ca să... Să-mi spuneți că nu se poate. <laughs> și ieri, până ieri, -a, ieri, cum a ieșit și astăzi nu mai ești? Adică a fost o... O încrucătură, a lor și probabil și-au dat seama și au tras-o din... au scos-o. Și de acolo a fost o... o, întreagă polologie. Aș vrea să te plictisesc cu asta că e pe unde am mers, pe am făcut, dar în total am, am umblat vreun an de zile ca să da, ajung e, în primăria Capitalei, M-au trimis de acolo la Cismiciu, de la Cismiciu la capitală, știi? Și la capitală când am ajuns era opresc cu atunci primar și eram cum răniți, cu de toate am ajuns acolo. După ce m-au trimis acasă de două ori, 30 de zile, 30 de zile și m-au chemat iar, iar ceva la dosar, am făcut venele așa, am început să urlu acolo. Pe cine omor? <laughs> Că de asta știu. <laughs> Și m-a luat antiaia că se poate, știi? Da, că că ți-l fac eu. păi, doamnă, până am venit, i-am zis, doamnă, vă plătesc. Am văzut poze cu copiii, te tun și pe tine și pe copii. Vă vopsesc tot neamul. Ajută-mă cu asta că nu mai suport să merg 30 de zile la 30 de zile, știi? Nu se poate. Și după ce am urlat, se poate. Bă, dar doar așa se poate, știi? Și de acolo am renunțat că mi-a dat certificatul de romanism, trebuia să urmez niște pași lungi Fix pașii ur, urmaseră un prieten care își construia de la zero o spălătorie. Și eu vreau să pun un amăr de bene, Rafa. Cu arhitect, cu mediu, cu bă, o grămadă, o, niște prosti frate, bă, vreau să pun un acolo, nu ca de bloc. Complicată viața da, de antreprenor. Da, da. Și multe, știi și tu, cum vin, ce da. zi, e. Și după aia cu angajații, cu... Am învățat din toate, din toate experiențele, am învățat. Eu asta zic, am învățat. Și încă învăț din greșelile mele. Păi dacă e... nu învățai din toate experiențele, nu ajungeai să te hotărăși și tu să faci podcast. Da. Și uh, mai avem multe, multe de discutat. Avem o oră și 10 minute imediat de când vorbim. Uh. Uh, dar facem continuare la tine în următorul episod. Uh -huh. Dar înainte să înche să încheiem episodul, tot am discutat la început și am zis uh, Că bă, ciocnim și noi așa pentru pionierat uh, Tu m-ai întrebat de unde mi-a venit ideea Asta îți permiți să te întreb eu De unde ți-a venit ideea Și care e dorința și scopul acestui podcast Bă, dorința și scopul sunt, sunt uh, Multe în, în, în ce vor urma Dar uh, De unde a plecat uh, Mi-am lansat un curs online De culoare și în timp ce făceam, practic am urmat un curs care m-a învățat să fac un curs online. Și în timp ce făceam, a fost mișto că mi-am făcut singur toată cercetarea de piață. S-a aflu și durere și nevoie și aia. Eu scriam mail-uri, eu dădeam mail-uri, eu făceam grafică, eu făceam tot, știi? A fost fain că la un moment dat îmi, îmi răspundea oameni la mail și erau sigur, nu ești tu, e secretara ta, știi? <laughs> da, eu sunt, știi? Au fost eu luni, sunt și secretara mea. Și <laughs> luni în care am dormit, frate, cred că dormeam două ore pe noapte. Trebuia să fiu un continuare. Mă duceam acasă și aveam pretenția și așteptările ca să am timp să lucrez acasă pe laptop, că sunt important, știi? Nevastă mi-a înțeles o, o perioadă. Zic, două, trei, bă, da, știi? Suntem și noi aici. Și ok, am să ok, de unde pot lua? Că din timpul familiei oricum e puțin. Nu mai am de unde să iau și am tăiat din timpul meu. De somn. Și am dormit câte două ore pe noapte ca să ajung într-un final și să caut și Uh, am construit un chestionar și pe ăla am început să-l postez pe profilul meu și după aia am căutat grupuri dedicate coloriștilor, știi? Și atunci mi-a fost la trei noapte în living, eu cu laptopul meu, nu găseam un grup dedicat de coloriști. Erau foarte multe grupuri mixate. Ciprian Ungureanu a făcut o treabă excelentă cu grupul lui pe frizerie mare și zic, bă, dar noi nu avem un grup al nostru, frate, cum vine asta, știi? Că dacă te duci și fiecare colorist în parte, e cel mai tare. Pe și nu... Undeva, știi? Și mi-a venit inspirația, am creat, am intrat atunci hercolorist, România Totul a fost, a venit de sus A curs, așa, inspirația, am intrat în Canva Am făcut poza de cover, totul Bă, știi cum textul, cine suntem, ce facem, totul Până dimineața aveam tot Cu domeniul cumpărat, cu hercolorist, cu tot, tot, tot Tot, la virgulă, știi? Uh, și după aia, ok, m-am gândit Bă, dar cum aș putea să creez grupul ăsta? Cum aș putea să-i du valoare? Totul venea cu Cum? cum, 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 cum aș putea, știi? Și uitându-mă la mine, că eu în ultimii ani, de când s-au născut copiii, mi-am investit în partea emoțională, în partea educațională, în business, pentru că toată viața mi-am spus, eu nu sunt artist, nu sunt cu cifrele. M-am dus și la cifre. Depresie. Când le-am văzut câte Excel-uri, cum sunt, cu piendeluri, cu cash flow cu de -alea, cu ce ai, mă, Dar, na, e un proces, știi? Și acolo a fost, Uh, cum aș putea să ofer valoare? Cum aș putea să ofer valoare? Și mi-am dat seama câtă valoare mi-am luat eu la rândul meu din genul ăsta de podcasturi, de audio uri de... pentru că la fel și cu cititul, tot am mai spus-o și eu spun, știi? Eu am fost copilul rebel, care pentru mine cititul a fost pedeapsă. Și cum ai că să ascult eu? Nu, eu nu citesc, știi? Prost! <laughs> nu mi-a spus și nimeni, nimeni cum mi-a spus Will Smith acum câțiva ani, știi? <laughs> uite, la un story cu Will Smith, îl admiram cum își crește copiii, știi? Și mi-a plăcut foarte mult discuția și legeritatea, știi? Și bă, Will Smith a alergat, scoate telefonul și zice două lucruri, știi? Po frate, ca să reușești în viață, ai nevoie de două lucruri. Unu, alergă, dar alergă până, până nu mai poți, până vocea din interioară țipă la tine. Bă, oprește-te, că îmi sare splina, ficatul, mor, nu mai poți, știi? Alergă, depășește obstacolul ăla, pentru că după aia în viața reală poți depăși absolut orice. Și după aia a doua, citește, frate. Acum da, am spus. atât de simplu, bă, am văzut, bă, vreau să citesc, știi? Și m-am dus în alte extreme, am început să-mi cumpăr cărți, multe cărți, până mă am. După aia m-am băgat în vinovăție că n-am timp să le cumpăr, n-am timp să le citesc. Și era tot timpul o combinație de asta de vinovăție cu da, da, fac, dar nu fac și mai cumpăram o carte ca să mai spăl dinovăție, mai mică, știi? Și după aia am ajuns la audiobook. Și când am auzit audiobook, am descoperit apacal. Așa a fost. Bă, cât de tare! Adică poți să păi, alăpezi copilul? Audio? Poți să, asta era la mine, gen. Mă trezeam noaptea să-l dau lui în biberon și îmi puneam că și ascultam o carte. Și, bă, tată, cât de mișto, știi? Și mi-am dat seama câtă valoare mi-am luat și zic, bă, sigur, despre asta e vorba și mi-ar plăcea să aduc în, în față, știi, fix asta, poveștile oamenilor, că e despre oameni. Despre... Muncă. Pentru că asta vreau să... M-am întors înapoi la rădăcină și să aducem în față să scoatem asta. C ce ai făcut să ajungi acolo? Că nu sunt doar povești de succes fără muncă. Să fie exemple reale. Exact. Cred că adevărat că uh, avem foarte multe exemple, dar, din păcate, până acum n-au fost aduse în față. Mhm. Uh -huh. Și rămâi dator cu o invitație să continuăm în uh, episodul tău uh, discuția noastră, <laughs> pentru că mai avem multe lucruri de discutat. Până una alta, îți mulțumesc de prezență. Uh, sunt profund recunoscător pentru toată povestea, pentru deschidere. Jur că am avut un carusel emoțional în episodul ăsta cu tine. Uh, <laughs> Și vreau să continuăm. Cu drag, mi-ar plăcea eu. Îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru invitație. Mulțumesc foarte mult. Dragilor, vă mulțumim că v-ați luat timp să vă uitați la noi până la capăt. Și ne vedem cu drag în următorul episod.